Bună ziua! Astăzi vom face o recapitulare în parcul de distracție. În parcul de distracție există o tiroliană. Firul tirolienii este ipotenuza BC a triunghiului ABC. Punctele A și B reprezintă părțile superioare a doi stâlpi de susținere a tirolienei, uniți printr-o bară orizontală de rezistență AB. AC egal cu 3 metri și BC egal cu 3 radical din 3 metri. Mihai dorește să se duce în tiroliană și se întreabă: poți să determini aproximarea prin lipsă la număr întreg de grade a unghiului dintre firul tirolienii și bara de rezistență AB? Oare distanța dintre cei doi stâlpi ai tirolienii este mai mare de 5 metri? La ce distanță de bara de rezistență AB se află o persoană care a parcurs o șesime din lungimea distanței dintre C și B, plecând din C? În triunghiul ABC cunoaștem AC și BC, adică o catetă ce a opusă unghiului B și ipotenuza triunghiului ABC. Sinus de B egal cu AC supra BC, adică egal cu 3 supra 3 radical din 3, egal cu, prin simplificare și raționalizare, radical din 3 supra 3. Cum radical din 3 este egal cu aproximativ egal cu 1,73, rezultă că radical din 3 supra 3 aproximativ egal cu 0,576. Putem folosi un calculator sau, dacă observăm din tabel, putem aproxima prin lipsă la numărul întreg de grade a unghiului dintre tiroliană și AB, care este de 35 de grade. Triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic. Aplicăm teorema lui Pitagora. CB pătrat este egal cu AB pătrat plus CA pătrat. AB pătrat este egal cu CB pătrat minus CA pătrat. De unde obținem că AB pătrat egal cu 3 radical din 3 la a doua minus 3 la a doua și obținem 27 minus 9, adică 18. AB este radical din 18, adică AB egal cu 3 radical din 2. 3 radical din 2 este mai mic decât 5, deoarece 3 la a doua ori 2 este mai mic decât 5 la a doua. Pentru punctul C, avem că CD este 1 pe 6 ori BC, adică 3 radical din 3 supra 6, simplificăm și obținem radical din 3 supra 2. DB este egal cu 3 radical din 3 minus radical din 3 pe 2, amplificăm cu 2 și obținem 6 radical din 3 minus radical din 3 supra 2, adică 5 radical din 3 supra 2. Cum DE este paralel cu CA, aplicăm teorema fundamentală a asemănării și obținem că triunghiul DEB este asemenea cu triunghiul CAB, adică DE supra CA egal cu DB supra CB egal cu BE supra BA. De unde DE supra 3 egal cu 5 radical din 3 supra 2, totul supra 3 radical din 3, obținem DE egal cu 3 ori 5 radical din 3 pe 2, totul supra 3 radical din 3, simplificăm și obținem 5 supra 2, adică 2,5 metri. Problema 2. În parc poți să faci excursie cu barca prin canale. Mihai a mers cu barca pe traseul reprezentat de semicercul AP și Daniela pe traseul reprezentat de semicercul DE. OE este egal cu EB și egal cu 100 de metri. Am calculat raportul din lungimea celor două trasee, EB mic, dar Ian merge cu barca în linie dreaptă din A până în mijlocul cu arcului AB, după care în linie dreaptă până în B. Știind că radical din 2 egal cu 1,41, aproximați lungimea drumului parcurs cu barca de Darian. Rezolvarea mic. Arcul AB este un semicerc. Lungimea traseului parcurs de Mihai este 2π ori OB supra 2. Simplificăm. Obținem π ori OB. OB este egal cu OE plus OB, adică OB egal cu 200 de metri. Lungimea semicercului AB este π ori 200 metri. Arcul DE este un semicerc. Lungimea traseului parcurs de Daniela este 2π ori OE supra 2, adică π ori 100 metri. Raportul dintre cele două distanțe parcurse cu barca este π ori 200 supra π ori 100, adică 2.
Punctul B. Unghiul ACB este unghiul înscris în cerc. Unghiul ACB este arcul AB supra 2, adică 180 de grade supra 2, 90 de grade. Triunghiul ABC este dreptunghi și cum C este mijlocul arcului AB, rezultă că triunghiul este dreptunghi isoscel. Și cunoaștem că AB este egal 400 de metri. Aplicăm teorema lui Pitagora. AB pătrat egal cu AC pătrat plus CB pătrat. 400 la pătrat egal cu 2 ori AC pătrat. Adică AC egal cu radical din 400 la pătrat supra 2. Adică 400 supra radical din 2. Raționalizăm și obținem 400 radical din 2 supra 2, adică 200 radical din 2 metri. Distanța parcursă cu barca de Darian este 2AC, adică 400 radical din 2, și aproximând radical din 2 cu 1,41, obținem că distanța parcursă de Darian este de 564 metri. Problema 3. În parcul de distracție există și un teren de fotbal. La fotbal, când trimiți mingea dintr-un punct B la poarta AC, este cu atât mai ușor să nimerești poarta, cu cât unghiul ABC este mai mare, ca în figura 1. În figura 2, chiar dacă M este mai aproape de poartă decât punctul N, este la fel de ușor din aceste două puncte să nimerești poarta. De ce? Unghiul AMC este unghi înscris în cercul de centru O. Măsura unghiului AMC este egal cu AC supra 2. Unghiul ANC este unghi înscris în cercul de centru O. Măsura unghiului ANC este arcul AC supra 2. Obținem că unghiul AMC este egal cu unghiul ANC. În acest caz, chiar dacă punctul M este mai aproape de poartă decât punctul N, este la fel de ușor din aceste două puncte să nimerești poarta. Problema 4. În parcul de distracție există un topogan. Topoganul are schița din figură cu dimensiunile AC egal cu 10 metri, AB egal cu 30 de metri. Știm că punctul cel mai înalt al topoganului este C. Se află la înălțimea de 10 metri și M este în mijlocul segmentului AB. Determinați la ce distanță de AB se află punctul O. B mic, determinați tangenta unghiului B. Avem că OM este perpendicular pe AB și AC perpendicular pe AB rezultă că OM este paralel cu CA. M este mijlocul lui AB, rezultă că OM este linie mijlocie între unghiul BAC. OM este egal cu AC supra 2, adică 5 metri. Pentru punctul B, tangenta unghiului B este egal cu AC supra AB, egal cu 10 supra 30, adică 1 supra 30. O țintă din parcul de distracție este formată din două cercuri concentrice de centru O și diametrele AB egal 50 cm, respectiv EF egal cu 10 cm, ca în figura alăturată. Arătați că area suprafeței hașurate este mai mare decât 1880 cm pătrați, folosind aproximarea de 3,14 pentru pi. Arătați că lungimea cercului de centru O și diametrul EF este mai mică de 32 cm. Area țintei este egal cu area discului de centru O și rază OA minus area discului de centru O și rază OF egal cu pi AO pătrat minus pi OF pătrat egal cu pi ori 25 la a doua minus pi ori 5 la a doua, adică area țintei este egal cu pi ori 600, aproximativ egal cu 3,14 ori 600, adică 1884 cm². 1884 este mai mare decât 1800. Pentru B, lungimea cercului de centru O și rază 5 cm este egal cu 2 pi ori F supra 2, mai mic decât 3,15 ori 10, adică 31,5 cm. Lungimea cercului de centru O și rază 5 cm este mai mică decât 32 de cm. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!